Întâi începem cu partea asta, da? Corect? Așa, poți să vii cu mâna aceasta și pui periuța pe poziție și te cureți pe dinți, da? Curățăm suprafața exterioară. Copiii știu deja cât de tare să apese, pentru că noi îi verificăm. Bineînțeles că dacă e prea tare, o să-i doară. Dacă e prea blând, noi intervenim și putem să ne vedem că nu s-a curățat bine dintele. Un periaj corect înseamnă să curățăm toate zonele gurii, toate suprafețele dinților. Se știe foarte bine, sau ne uităm în oglindă, avem o suprafață pe care mușcăm, o suprafață pe care o vedem când zâmbim și o suprafață pe interiorul dinților. Ideal ar fi să fie o mișcare circulară, da? Copilul știe, învață împreună cu părinții cum să se facă acest lucru, să se curețe arcadele distinct, adică nu ar fi bine să curățăm totul odată pentru că nu avem un control. Dacă am face periajul arcadei superioare, toți dinții pe toate laturile trebuie curățate. Apoi trecem la arcada inferioară. De obicei se alege varianta pe cadrane. Noi știm că împărțim fața în patru cadrane și se pot controla astfel fiecare regiune. Și bineînțeles, după ce se spală pe dinți energic și bine, se clătește cu apă, se poate crea o inspectare vizuală, să vedem, și nu e exclus o recapitulare. Un al doilea periaj de finest. Periajul trebuie să fie, cum am zis, complet, în afară de dinți, în cavitatea bucală vrem mereu să fie și gingia spălată bine. Copiii înțeleg lucrul acesta și de multe ori li se spune să curețe de la gingie, ca o regulă, așa e foarte simplu, să vină de la roșu la alb, perind de la gingie spre dinte. Eu recomand mereu clătiri multiple, astfel încât acele bacterii care se curăță mecanic cu periuța să fie eliminate și spre final sau la un moment dat curățați și suprafața limbii. Chiar cu periuța de dinți se poate curăța limba, la fel clătit bine. Sunt ape de gură speciale pentru copii, bravo Nati, cum se spală ea pe limbuță. Sunt ape de gură pentru copii, acolo trebuie un pic de supraveghere pentru că ele sunt gustoase, făcute în așa fel încât să fie folosite, nu sunt de multe ori cu gust de mentă și trebuie foarte atenție, foarte mare atenție să nu le consume, să nu le bea, și atunci trebuie un pic supravegheți până când cresc. Nati, în mod sigur, nu mai bea apa de gură, o clătește cum trebuie și o scuipă. Nati, îți place să te speli pe dinți? Da. De câte ori pe zi te speli pe dinți? De două ori. Și ai și tu acasă o periuță electrică? Da. Când erai mică, te spălai pe dinți la fel ca acum? Da. Unde greșesc copiii sau unde greșesc părinții? Nu sunt consecvenți, nu se întâmplă zilnic. Primul lucru, cred că, sar periaje. Fie că e târziu și sunt obosiți și sunt morcănoși copiii, dar iarăși ține de noi să ne educăm copiii, pacienții, să se spele indiferent, adică ar trebui periajul făcut și mai devreme, nu așteptat până în ultima clipă când copilul deja este căzut după o zi de joacă, de studiu, de toate, ar trebui poate chiar la 8-9 seara, înainte de un periaj, mai are timp de joacă, să fie făcut și atunci le intră în circuit. Dimineața